Dintre obiceiurile românești, cel care a ajuns aproape să se identifice cu sărbătoarea Crăciunului este colindul. În ajunul Crăciunului, cete de colindători merg la casele oamenilor cântând bună seara la Moș Ajun. Dacă gazda le deschide, copiii primesc nuci, covriș, cola și mere. Pentru prima seară oficială de colindat, comercianții din piața centrală le-a venit în ajutorul giurgiuvenilor cu o ofertă bogată în ceea ce privește răsplata colindătorilor. Munți de covriș și mere la prețuri convenabile și așteaptă cumpărătorii. Comercianții spun că vânzările merg neașteptat de bine, iar oamenii cumpără în funcție de necesități. Să vin, să vinde. Pentru ce cumpără oamenii mult? Cozonaci pentru împărțit, să dea copii de bobârnaci. Cumpără, doamnă, cumpără. Suntem de la Dâmbovița și cumpără mere de la noi. Pentru Moș Ajun le cumpără. Mai este, mai este. Mai câteodată este, după clienți. Altceva ce să vă spun. Spuneți-mi, pentru ce cumpără în general giurgiuvenii covriș, știți? Pentru cartaboș. De cealaltă parte, clienții se declară mulțumiți de faptul că au de unde alege și spun că trebuie să aibă din toate câte puțin în momentul în care la ușă vor veni colindătorii. Pentru Moș Ajun, mamă, da. Așteptați colindătorii din seara? Da, bineînțeles. Da, pune mamă, da. Așteptăm, da, că noi ăștia bătrâni suntem cu datina, mamă, care este, da. Pentru un kilogram de mere, giurgiuvenii vor plăti între 1 leu și 50 de bani și 3 lei, în timp ce un șir de covrigi îi va costa până la 6 lei. Comercianții spun că, față de anul trecut, cererea de astfel de produse este mai mare, iar clienții sunt dispuși să aleagă tot mai multă marfă românească.